Hai noroc să trăiți vlogul din Poland. Am ajuns, da. Ia uitați, camera. 10 din 10. Avem apă. Avem Picasso. Iar baia. 10 din 10. Bă, dar chiar arată bine baia, văd. Hai să vedem și hârtia, câte straturi are, bineînțeles. Un singur strat. Da, seems nice, da. A fost amuzant cu legătura dintre Viena și Varșovia, pentru că am avut o legătură de 30 de minute și literally era să nu mai prindem, dar na, am învățat de acum cu legăturile astea de 30 de minute între avioane, avem grijă. Acum urmează somn, urmează nuntă, urmează vizită în Varșovia. Cap asta e for free. Oare fi for free? Uite, am și telefon pe somn. Vreau să vă arăt podul de unde suntem, mergem acum. Uitați podul. Uite, și un tramvai din ăla, cum avem noi în oraș. Sexy. Bună ziua, domn primar, vă salută, vă urează ok. E o leacă rede de motivul principal pentru care am venit aici nuntă, deci suntem gata. Sunt crescii la mâncare, poate fac și niște șaturi așa cu mâncarea, să vedem o leacă ceea ce trebuie acolo. După asta urmează journey și poate mai vă arăt chestii mai mișto, așa gen ca locații și ca așa, de deocamdată nunta. Forța Ucraina. Știu și clădirea asta de aici, looks nice. De asta statuia este fenta. Da, corespunzător. Crește. Cafeluț. Cafeluț nu a venit încă. Unt. Da. Am mai găsit o statuie frumoasă, uitați. Da. Că sunt în Bydgoș, n-am plecat, ăsta e cumva centru aici. Dar mergem spre Varșovia acum, să ia, poate mai avem. Da, e interesant și asta. Mi-am inteles și dacă de Brașov, actually, seamănă așa puțin cu centrul din Brașov. Da, da, frumos, drăguț. Vederea asta ar fi interesant. Looks interesting. Rătână cu un urs acolo udat, da. Conte, te-au și băiatul ăla ce udat în față. Mamă. Deci, este o chestie așa de amuzantă aici, n-am mai văzut-o nicăieri. Deci fiți atenți, ăștia în Polonia, duminica mall-urile sunt închise. Bine, nu sunt închise, dar gen magazinele sunt închise, deschis doar food court-ul și Cinema City. Au aici Cinema City, da. Da, cinema-urile. Mi se pare așa weird, gen. Like, why? Nu mai văzut nicăieri chestia asta, nu știu. Uitați, asta e view-ul din apartament, gen, am luat cazare aici, se vede așa cartierul ăsta cu blocuri și cu multe chestii pe aici. Faci foarte mult că genul astea trotuarele sunt foarte largi aici. Eu merg mult pe jos, îmi place să văd așa un oraș cât mai aerisit din punctul ăsta de vedere, fără prea multe mașini. Da, da, e drăguț. Păi și o vreme frumoasă azi, dacă nu la iese, genul așa. Turnul din Varșovia, băieții, ia uitați-l. 10 din 10, obiectivul turistic de aici, ceea ce trebuie. Va the main thing aici. Nice, da. Sunt de big așa turnul ăsta. Așa o fântână aici. Bun. S-a aflat inima lui Chopin. Cumva doar inima aici, știți? Da, interesant așa, gen chestia în biserica asta. Turnul, departe de turn. Și acolo e râu. Stadionul Legia Varșovia. Și un pod, și un râu. Uitați, băieți, palatul prezidențial aici. Ia uitați, mă rog. Mă rog, o parte. Și păziți băieții ăștia pe aici. Dar da. Aici, dacă ai sări gardul, aiurea. Uitați, centru Varșovia. Și cu statuia lui băiatul la sus acolo. Ia uitați, ce sabie are în mână. Nu-i privește pe toți acolo. Tot centru. Acolo e stadion. Am găsit o sirenă. Da, uitați. Am găsit căluți zburători. Pe culori, așa, frumos. Am intrat într-un muzeu și vreau să vă arăt cum arată arhitectura acestei clădiri. Ce nice. Da. Interesant muzeul ăsta. Interesant, dar același timp e foarte trist cumva explică istoria evreilor. Na, e o istorie aiurea tristă. Am vizitat, e, na, worth seeing când ajunge în Varșovia aici. Ați un pod în culorile Ucrainei, albastru și galben. Mi se pare interesant că gen a pus pirul ăsta la principal, da? Nice. System disco hard, let's